După cum vedeți, titlul de anul acesta este foarte inspirațional, zic eu așa, pentru noi, pentru că trebuie să învățăm, să recunoaștem și să știm că suntem o resursă vitală pentru asigurarea calității îngrijirilor de sănătate. Nu sunt doar cuvinte, dar nimic nu se poate face fără profesioniști. Iar cei mai buni din cei mai buni cred că se află astăzi în această sală alături unii de alții, pentru că putem fi foarte buni dacă învățăm, dacă participăm la acțiuni științifice, dacă ne perfecționăm tot timpul vieții noastre și dacă socializăm, ne cunoaștem și învățăm din experiențele celor din jurul nostru. So moving on to person-centered care is part of quality improvement. We want patients to have a good experience and we want patients to have better outcomes. So everybody's unique contribution to a quality agenda. Așa cum spunea un domn profesor universitar aseară, asistentul medical, place unora sau nu place, este catalizatorul sistemului sanitar. Poate sunt antagoniste, însă cu ajutorul organizației profesionale sunt convinsă că mereu veți găsi ajutor în situațiile în care aveți nevoie individualizate. Voi arăta concret ce înseamnă, ce face asistentul în oftalmologie. În primul rând, e nevoie de o bază solidă de cunoștințe de medicină generală, dar și de oftalmologie, pentru a putea efectua corect măsurătorile, pentru a putea răspunde prompt întrebărilor pacientului legate de ce îi se face și la ce folosesc. O comunicare cu pacientul pentru a înlătura factorii de stres. Se știe că există hipertensiunea de halat alb, pe care foarte mulți pacienți, cam 13%, o prezintă. Nașterea unui copil a devenit mai mult o experiență medicală și mai puțin emoțională. Bucuria, din păcate, dispare și este înlocuită cu tehnologia sau, după caz, cu respectarea unor tradiții și legi de neclintit. Și să reușim să ne îndeplinim menirea profesională astfel încât pacienții să ajungă să zâmbească. Nu este un lucru care trebuie neapărat scris pe un slide, ci este un lucru pe care ne-l dorim foarte mult. Niciun medic din țara asta nu poate să practice fără asistenți medicali. Thank you.
și cu încă o dată mulțumiri pentru sponsorii acestei ediții a conferinței anuale a organizației profesionale. Vă urez un weekend plăcut ce-a mai rămas din el și declar închise lucrările conferinței. Vă mulțumesc frumos!